Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, se atestă o creștere substanțială a traficului de persoane și a mijloacelor de transport în punctele de trecere a frontierei de stat. Urmare indicațiilor primului ministru, ministrul afacerilor interne, precum și în scopul asigurării activității subdiviziunilor poliției de frontieră, în perioada de 28-31 decembrie, ca primă etapă, subdiviziunile poliției de frontieră, echipele mobile ale departamentului, precum și cele patru direcții regionale, vor activa în regim sporit de activitate. Regimul intensiv de activitate presupune suplinirea numărului necesar de resurse umane și de echipament în punctele de trecere cu statut internațional, atât și conlucrarea cu autoritățile naționale și cele de peste hotare în vederea fluidizării traficului de persoane și a mijloacelor de transport. Înainte de a porni la drum, călătorii sunt îndemnați să verifice valabilitatea și statutul documentului de călătorie cu care intenționează să traverseze frontiera de stat. Totodată, cetățenii sunt rugați să folosească toate punctele de trecere existente cu statut internațional pentru a nu supra-solicita unele dintre ele. Dacă cetățenii planifică vacanța cu copii minori până la vârsta de 3 ani, țin să menționez că acestea au prioritate la trecerea a frontierei de stat și ar trebui să se asigure că au perfectat documentele acestora. În situațiile în care apar întrebări cu privire la traversarea frontierei de stat, îi îndemnăm cetățenii să telefoneze la linia verde a Poliției de Frontieră. Iar în cazul în care sunt nemulțumiți de serviciile acordate de către Poliția de Frontieră, să se adreseze la linia roșie a departamentului. Toată informația la acest capitol o puteți găsi pe pagina web a instituției. Ar trebui să recunoaștem că unele puncte de trecere a frontierei de stat sunt supra-solicitate în această perioadă. De aceea recomandăm cetățenii să consulte aplicația Trafic Online, care este pe pagina web a instituției, și să-și planifice itinerarul din timp. Îi îndemn pe toți să țină cont de recomandările pe care le facem în această perioadă pentru a evita situațiile neplăcute la frontieră și a sărbători alături de cei dragi această mini-vacanță. Sărbători fericite și la mulți ani!